Bătaie între două eleve minore în clasă. Incidentul s-a petrecut ieri la Liceul Constantin Brâncoveanu din Baia de Aramă între două fete de 16 ani, eleve în clasa 11-a. Tinerele se lovesc reciproc, mai exact își dau palme și se trag de păr, în timp ce colegii încearcă să le despartă. Motivul bătăii ar fi pornit de la un băiat. Atât unitatea de învățământ, cât și Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți au deschis o anchetă. Elevele au fost audiate la poliția Baia de Aramă, fiindu-le întocmit dosar penal. Cele două fete nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că la data de 3 noiembrie anul curent, ora 13:10, la Colegiul Tehnologic Constantin Brâncoveanu a avut loc un conflict spontan în pauza dintre ore între două eleve de 16 ani fiecare, în urma căruia cele două s-ar fi agresat reciproc. Cele două minore nu au suferit leziuni care să necesite îngrijiri medicale. De asemenea, cele două eleve au refuzat să formuleze plângere prealabilă. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe. De altfel, anul acesta au fost înregistrate două incidente asemănătoare în școlile din Mehedinți.